Organizația non-guvernamentală ISFIR organizează proiectul IES, adresat tinerilor de liceu, care vizează dezvoltarea unor competențe precum leadership, vorbit în public, lucru în echipă, creativitate sau management de proiect. Consider că este nevoie de o schimbare a paradigmei în orașul Galați, o schimbare care să se regăsească puțin în educația non-formală. Avem nevoie de tineri capabili, avem nevoie ca orașul să crească, avem nevoie să ducem lucrurile un pic mai departe și să ne aliniem puțin la standardele orașelor mari din România. Educația non-formală este o educație complementară celei formale și pentru că educația non-formală te ajută să te dezvolți atât personal cât și profesional. Atunci când mergem să ne angajăm undeva, foarte multe persoane, foarte mulți din angajatori caută și persoane care au experiență. Și automat o experiență pe un proiect de lucru în echipă sau de a conduce un proiect aduce un plus la CV și de asemenea șansă mai mare de a se angaja. Timp de 10 săptămâni, elevii implicați în proiect participă la sesiuni de pregătire în stil non-formal, iar la finalul proiectului pot opta pentru implicare directă în organizare de proiecte și susținere de activități împreună cu organizații. Educația non-formală reprezintă o dezvoltare personală și îmi doresc să mă dezvolt eu ca și caracter, ca și persoană. În prezent particip la proiectul IES, încerc să învăț de la alți oameni care au experiență și încerc să aplic informația pe care o obțin. La cursurile de vorbit în public învăț cum să nu mai am emoții când vorbesc cu cineva în public, cum să mă exprim cât mai corect, cum să nu plictisesc publicul care mă ascultă. În urma proiectului IES, la care am participat pe modul de public speaking, am reușit să stăpânesc emoțiile și să reușesc să transmit un mesaj în adevăratul sens al cuvântului, să reușesc să captez atenția unui public și să mă fac înțeleasă. Să încerce să participe la proiectele demarate de organizațiile ce au ca scop educația non-formală și să încerce să își descopere calitățile și să și le pună în evidență. Acest proiect de educație non-formală urmărește dezvoltarea unor abilități care sunt necesare tinerilor de liceu. Sesiunile de pregătire includ jocuri de învățare experiențială, interactivitate, puțină teorie și multă practică.